Surțuri uriași care s-au format la marginea fiecărui acoperiș din Cernavodă pun în pericol siguranța oamenilor care circulă pe trotuar. Cernavodenii se feresc să meargă prin locurile unde se pot vedea surțuri care depășesc 20 de centimetri. Oamenii spun că le este frică să nu se trezească cu bucățile de gheață în cap și de aceea încearcă să evite pe cât posibil zonele respective. Asta ar trebui să dea jos proprietarul clădirii, nu alții. Sunt, da. Ne mai ferim și noi ne mai. Vă feriți. Da, cu ce să faci? Credeți că pot fi periculoși dacă... Cum să nu, când o cade unul de la... Ne sparge capul, suntem imediat la spital. Periculos și pe stradă, așa, când e gheață, nu numai de la țurțuri. E foarte periculos, cum să nu? E o colindă, de obicei. Sunt periculoși dacă nu ești atent, sigur. Conform dispozițiilor legale în vigoare, proprietarii de imobile au obligația să îndepărteze țurțurii care pot pune în pericol viața oamenilor. În fiecare an, după zăpezile abundente, se formează țurțuri de gheață care, sub influența temperaturilor ridicate, se desprind și au șanse să cadă de la înălțime mare chiar pe trotuare, în locurile pe unde merg pietonii.